După protopopiatele Câmpina, Ploiești Nord, Ploiești Sud și Vălenii de Munte, 10 parohii și 2 mănăstiri din cuprinsul protopopiatului Urlați au primit astăzi binecuvântarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou. Aceasta a fost cea de-a 5-a zi a pelerinajului istoric prilejuit de împlinirea a 250 de ani de la aducerea moaștelor Sfântului Cuvios la București. Racla cu moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou a fost întâmpinată ieri seară la Mănăstirea Jercălăi. Obștea monahală, clerici și numeroși credincioși s-au închinat și au adus cântări de laudă și mulțumire ocrotitorului bucureștilor. Delegația a fost condusă de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, care a oficiat o slujbă de binecuvântare și a evidențiat grija patriarhilor României față de acest așezământ, dar și activitatea pe care o desfășoară în prezent obștea monahală. Acest loc s-a aflat în grija ultimilor patriarhi ai Bisericii Ortodoxe Române. Aș spune în special în grija patriarhilor Justinian, Justin, Teoctist, și actualului întâi stătător al bisericii noastre. Mănăstirea Sfânta Maria de la Jercălăi a devenit un loc foarte important pentru misiunea Arhiepiscopiei Bucureștilor, iar rolul monahilor și ostenitorilor de aici este cunoscut de întreaga eparhie. Pentru că, pe lângă dragostea față de liturghie, față de sfintele slujbe, Părintele consilier și stareț are în grijă binecredințarea întâi stătătorului bisericii noastre, pregătirea vinului pentru Euharistie. Este porunca Mântuitorului pe care ne-a lăsat-o ca să facem această Euharistie întru pomenirea Lui. Aceasta să o faceți întru pomenirea mea, după cum citim și în Evanghelia pe la Luca. După cum ne spune și Apostolul Pavel în Epistola către Corinteni. Liturghia este cea mai înaltă formă de laudă adusă lui Dumnezeu, iar materia acestei jertfe trebuie să fie din grâul cel mai curat și din strugurile cel ales, pentru că pâinea devine trupul Mântuitorului, iar vinul sângele Lui. Nu avem decât să-i mulțumim bunului Dumnezeu pentru faptul că această mănăstire, așa cum Preasfințitul a spus, se învrednicește în această seară să-l primească pe Sfântul Cuvios Dimitrie. Îi mulțumim bunului Dumnezeu, dar trebuie să-i mulțumim și Părintelui Patriarh pentru faptul că a rânduit acest lucru să se întâmple după 250 de ani de când Sfântul Dimitrie poposește la catedrala noastră, la Patriarhie. În continuare, în biserică a fost oficiată slujba privegherii. Astăzi, în a 5-a zi de pelerinaj, prima parohie din protopopiatul Urlați, binecuvântată de Sfântul Cuvios, a fost cea din Albești, Paleologu, unde a avut loc o scurtă oprire. În continuare, delegația din care au mai făcut parte părintele Costel Burlacu, vicar eparhial și erodiaconul Macarie Grigoriu, administratorul catedralei patriarhale, s-a îndreptat spre mănăstirea Parepa. Aici, racla cu sfintele moaște a fost așezată spre închinare în biserica așezământului monahal cu hramurile Sfânta Trăime și Sfântul Ierarh Nectarie. Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou vine în această mănăstire nouă a Arhiepiscopiei Bucureștilor să aducă îndemnul păstrării vechilor rânduieli monahale și a îndrumării credincioșilor care poposesc aici. Întotdeauna mănăstirile au fost locuri în care credincioșii, unii veniți de departe, au aflat cuvânt de învățătură și au văzut faptele cele bune. Și văzând aceste fapte bune, credincioșii îl preamăresc pe Tatăl Cel din ceruri. Acesta este și îndemnul care se adresează nouă tuturor, ca ceilalți, văzând faptele cele bune, să preaslăvească pe Tatăl
cel din ceruri. Astăzi, în data de 12 martie, moaștere Sfântului Cuvios Părinte Dimitrie a poposit la Mănăstirea Parepa și, așa cum se vede și cum se cuvine, oamenii s-au bucurat foarte mult de această veste, deoarece mulți dintre ei n-au reușit să ajungă la București să se închine moașterii Sfântul Cuvios Părinte Dimitrie și dacă ei n-au ajuns, Sfântul Dimitrie, iată, a venit în mijlocul nostru și ne binecuvintează, ne ajută, ne ocrotește prin prezența Sfintelor sale moaște. Următoarea oprire a avut loc în parohia Inotești și aici Sfântul Cuvios a fost întâmpinat cu evlavie de clerici și credincioși din parohie, dar și din localitățile învecinate. Mulțumim și prea fericitului, în primul rând, pentru că ne-a învrednicit pe noi, pe toți, să primim moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie, cel nou în mijlocul nostru, și odată cu el îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne trimite și ploaie. Satul nostru, unul predominant agricol, are mare nevoie de această binecuvântare și vedem că o primim de la Dumnezeu. Pelerinajul a continuat în trei parohii din orașul Mizil. Prima dintre ele a fost parohia Sfinții Ioachim și Ana, unde credincioșii au putut aduce cinstire Sfintelor Moaște timp de 2 ore. După slujba de binecuvântare, ierarhul a vorbit despre modelul de comuniune oferit de sfinți, pornind de la faptul că în această biserică se află și un fragment din moaștele Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica. Acest popas în parohia Sfinții Părinții Ioachim și Ana și Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica, din Mizil, înseamnă o întâlnire între unul dintre cinstitorii Sfântului Cuvios Dimitrie, și anume minunatul Sfânt Cernican Calinic, ale cărui Sfinte Moaște se află în această biserică, fiind dăruite cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriar Daniel, după ce această frumoasă biserică a fost sfințită de către Preafericirea sa, în urmă cu 14 ani. Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica se bucură împreună cu Sfântul Cuvios Dimitrie. Am mai avut astfel de situații când moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou au trecut pe la unele biserici în care se află fragmente din moaștele unor sfinți, în cazul nostru a Sfântului Ierarh Calinic, sau în alte locuri unde se întâlnesc sfinții oferind modelul de comuniune spre care trebuie să privim și noi. De asemenea, ierarhul l-a felicitat pe părintele protoiereu Ionuț Negoiță pentru activitatea bogată desfășurată în parohie. Un moment istoric pe care îl vom scrie în cartea de aur acestei frumoase biserici. Momentul deosebit este și pentru faptul că credincioșii au înțeles că astăzi, 12 martie 2024, este momentul în care se pot întâlni în rugăciune cu Sfântului Dumnezeu Cuviosul Dimitrie cel Nou. Și mi-aduc aminte preasfinția voastră și cred că majoritatea dintre colegii preoți, când ieșeam de la cursurile Facultății de Teologie, mergeam pe colina Bucuriei pentru a-i cere ajutor Sfântului Dimitrie și a primi binecuvântarea lui. De asemenea, an de an, ne-am străduit ca împreună cu bunii noștri credincioși să mergem la sărbătoarea Sfântului și să luăm binecuvântare, deși s-a stat poate preț de 10 și chiar 11 ore. La finalul întâlnirii cu Sfântul Dimitrie, oamenii erau plini de bucurie și fără de oboseală. Și iată că astăzi, 12 martie, Sfântul Dimitrie vine la noi. De aici, delegația a mers la Biserica Parohiei Adormirea Maicii Domnului, unde credincioșii au așteptat cu evlavie și răbdare venirea cuviosului. Mulțumim Sfântului Dimitrie că a venit la Maica Domnului. Aici este biserica ocrotită de Maica Domnului și, așa cum știm cu toții, toți sfinții au avut evlavie mare la Maica Domnului și mult ajutor. Și noi toți avem acest ajutor de la Maica Domnului. Dumnezeu să ne ierte păcatele, greșelile și să ne ajute să mergem și noi pe calea aceasta a sfinților. Și sfinții aceștia care sunt prietenii lui Dumnezeu în Împărăția lui Dumnezeu să ne fie nouă rugători
ajutători și împlinitori ai rugăciunilor noastre, așa cum s-a întâmplat acum, așa să se întâmple mereu. Momente de bucurie au trăit și credincioșii parohiei Sfânta Muceniță Filofteia și Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, pentru că l-au simțit mai aproape pe cel care le ocrotește lăcașul de cult, târnosit în urmă cu 2 ani. Suntem foarte bucuroși pentru faptul că tot mai multe biserici din cuprinsul Patriarhiei Române, din țară și chiar de dincolo de hotarele ei, îl au pe Sfântul Cuvios Dimitrie ca ocrotitor și amintesc de faptul că în apropiere de New York, nu foarte departe, se află o mănăstire înființată de arhimandritul Vasile Vasilache, care i-a dat acestui nou așezământ monahal din apropiere de New York, hramul Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou. Binecuvântarea Sfântului Cuvios Dimitrie s-a revărsat apoi peste comunitatea din Fântânele. Și aici, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a adresat credincioșilor invitația de a participa la slujbele prilejuite de sărbătoarea aducerii moaștelor Sfântului Cuvios la București din zilele de 12 și 13 iulie. În continuare, delegația s-a îndreptat spre parohiile Ungureni, Ceptura de Jos și Rotari. Ultima oprire a fost la parohia Sfinții Voievozi din Urlați, unde Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a oficiat taina Sfântului Maslu. Pelerinajul cu moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie va continua în protopopiatul Ilfov Nord în data de 30 martie.